Bun găsit, așa cum intuiam că cel mai probabil va merge pentru că președintele Klaus Iohannis a făcut-o în fiecare an atunci când a avut și discursuri din sediul Serviciului Român de Informații. Acum avem și confirmarea pe surse că președintele Klaus Iohannis va participa la această ședință de bilanț, o ședință de bilanț intern, nu un bilanț care să aibă și acea componentă festivă, așa cum ne obișnuiseră cei din serviciul Român de Informații cu discursurile în care prezentau activitatea pe care a avut-o serviciul, cifre și erau mai mulți invitați. Președintele Klaus Iohannis va merge deci la această ședință de bilanț, fără însă să aibă un discurs pe care să-l auzim și noi cei din presă și fără să răspundă la eventuale întrebări, pentru că întreaga ședință este una secretă, doar cu cei din interiorul serviciului și cu invitații lor, pentru că cel mai probabil, așa cum spun sursele, Serviciul Român de Informații vrea să transmită acest mesaj că se ține departe de scandalurile publice în care serviciul a fost implicat de fostul șef al SRI, George Maior, și că cei din serviciu acum își văd de treabă. Ne așteptăm însă să vedem exact și calendarul de secretizării protocoalelor și ceea ce va urma în următoarea perioadă, pentru că spuneam, cei din SRI, prin vocea lui Eduard Helvig, au anunțat că sunt de acord cu desecretizarea protocoalelor. Acestea au fost deja trimise de la parchetul general către CSM și Ministerul Justiției, iar acum Comisia pentru Controlul SRI ar trebui să continue seria audierilor și să-l cheme din nou la discuții pe fostul adjunct al SRI și al lui George Maior, Florian Coldea.